Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Aici cu Andrei, de față. Și hai să încercăm reușim să facem un episod de azi. Am făcut multe off-camera. Foarte multe. Am terminat casa. Am făcut 3 hambare, adică un hambar care avea 3 camere, ca să zic așa. 3 grajduri pentru cai. Care avea 3 camere pentru cai. Auci, ce mă... Ia pe la spate, că nu-mi place. Faci? Nu, bine, crezi, mă. A, nu vă obiți. Și-am făcut și un carot. Morcov, pe scurt. Am făcut și o grădină, dar n-am cultivat nimic. Deci, da. Dar o să cultivăm în episodul acesta. Sper să vă placă seria asta de Minecraft, având în vedere că o să fac mai multe episoade, pentru că da, a fost Revelion, nu suntem acum în 2017 și vreau să văd la toată lumea câte un an fericit și să vă împlinească toate dorințele și vă încontrea cu foarte multe episoade de Minecraft și de multe alte jocuri vom face. Nu uitați să lăsați un like la fiecare videoclip și să vă abonați la canal, apreciez mult când faceți asta și chiar mă bucur să mai fac multe episoade de Minecraft și de alte jocuri. Armură. Las partea de gol. Bun, hai să... Ce putem să mai facem? Zic să... Hai măi, trebuie să mă bau mult cu zombie. Deci ca să mă de aici. E, nu zic, nu, dar mai câștigi niște XP și poate chiar nu mai dă mai multe. Aș fi vrut să mă duc și eu la pescuit, că am o undiță. Sau dacă n-am, o să fac. Ia să-mi... Să acoperim aici, dar am trebuit să spar mult pământ de aici, pentru că era un lac și a trebuit să-l acopăr cu mult pământ, deci vedeți, am prins încă un cal, i-am umblut zi pe amândoi și am fost terminat casa cu tot cu horn. Nu chiar pe toate va trebui să mai punem geamuri, acolo încă un furnal, acolo un balcon sus, până ce n-avem nevoie. Punem asta și asta ca să nu pierdem și armura. În caz de ceva. De fapt, după armura o păstrăm cum noi. Și acum mă gândesc să plantez. Dar să vedem. Am zis 10 semințe de lea. De pumpkin. Avem de morcov și de cartof. Zic să le punem pe toate în parte. Dar vreau să mai fac ceva la grădină. Ca să zic așa. Vedeți, mai facem un spațiu la grădină. Pentru ca să vină dovlecei. Ca lumea. Aici vom face dovlecei. Și ar trebui să mai mergem și noi la mina să facem rost de iron. Și de alte minereuri care le-aș vrea. Așa numai asta. Ha, dar se prinde de aia. Hai, nu contează. Chiar nu contează cum arată, dar totuși să avem și noi o grădină foarte frumoasă. Dar pe unde am făcut parcă intrarea? N-am făcut intrare? Da, parcă am făcut. Intrarea o să fie pe acolo. Nu prea mai am, va trebui să mai tăie niște lemn. Eu era pe aici un enderman și vreau să-l omor, pentru că între mine îți dau mult XP. Poate să spici și un enderpăr sau un endai. Adică sunt un end. Bate dracul, dar până atunci va deja avem multe chestii. Bun. Ce vreau să fac? Da, să tai un copac. O, da, și aici a făcut boom un creeper. Am fost off camera, că n-ați văzut că n-am filmat-o. Să-mi iau și niște pământ să mai acopăr. Că se vede foarte bun. Mai trebuie încă 3. Nu e o problemă. Au și niște zombalăi. Da, și nu uita să lăsați la uit. Unul cu armură de gold. M-aș mă deci. Bun, hai șmecher, hai. Hai că te știre șmecher. Hai, dai și mie ceva? Da, doar XP. Bine, asta am curățat-o. Nu era nici... Mi-am luat maxim 15. Încă nu zic tu, mi-am luat maxim 15 iron. Și am curățat-o pe toată. Și am și puțin cău. Mă gândesc să cau... Am văzut cum... Da, e o mină acolo, o să explod după, dar mai întâi vreau să iau niște copaci ca să mai lucrez la grădină și după să plantăm.
Am făcut niște bone meal, adică îngrășământ din oase. Ca să crească mai repede plantuțele. Iau cupă ce este și imediat lucrăm la grădini și după ne ducem să minăm. Și să ne facem mai multe târnăcoape, nu se știe niciodată când ai nevoie de un târnăcop. Aha, trebuie să mănânc și am de cărăton fresh. A, bine că mi-a dat hunger-ul. Cred că un sac și 29 o să ne ajungă. Hei, avem 5 la armură din 10. Băi, bine. Având în vedere că am decât o armură de gol, pantalon de gol și coască de aia de foc. Bun. Să mai luăm maxim 4, zic eu. O, da. Și v-am spus cumva dacă am fost în temple, m-a arătat și prin deșert, am stat off-camera, am patrat tot deșertul și n-am ieșit din ea. 9 TNT, am găsit 59 de sugarcane, asta e foarte tare. Vă dați seama cât am găsit. Bun, ne ducem la crafting și cred că mai facem atât și încă o portiță. Bun, mai întâi luăm portița ca să punem mai întâi portița, că... Da. O, da, și aici, la graj, acolo sus o să fie hambar, aici o să-mi pun toți baloții de fân în caz de ceva. Opa. Bun, și acum să ne concentrăm unde să punem portița. Dar mai întâi vreau să iau... Bun, hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pe la 5, 1, 2, 3, 4, 5, aici. Ca să fie pe jumătate. Gardurile astea le păstrez. Nu se știe niciodată când ai nevoie. Și cred că voi face și un crafting, pentru că nu se știe niciodată când ai nevoie de un târnăcop. Și bețe avem. Avem 6, mai trebuie să mai facem. Gata. Bun. Cred că ne ajunge de la mai întâi să plantăm. Luăm tot. Semințele de pumpkin unde sunt, acolo. Luăm și bone meal-ul, l-am făcut 8. Nu, 3. Da, 3. Cred. Bun. Cartofii și morcovul. Hai să ne ducem. Dar să-mi fac ordine. Punem asta aici. Asta aici, asta aici, asta aici și asta aici. Bun. O să facem și fermă de animale, o să fie foarte tare, bun. Deci, semințele de pumpkin, am zis că le pun aici. Dar mi-am rămas 4. E, bun. Cartofi, morcovi se pune acolo, cartofii aici. Semințele aici. Două semințe le păstrăm în caz de ceva. Și o să mai fac două chesturi să le pun pe undeva ca să nu mă mai duc în casă să mai iau semințele care îmi trebuie. Mă duc direct acolo și acolo voi pune toate semințele. Bun. Două chesturi fixe. N-ați văzut și n-ați auzit nimic. Bun. Tot ce tu... Putem să ajung să... Mă rog, cred că n-am făcut. Am în ajung fia n-ai abit de chest. Punem... Chesturile... A, deja se fac. Nu calc pe ceva. Unde-i? Cred că e acasă. Cred că e în casă. Da, mă rog. Punem astea aici în caz dacă o să mai am nevoie să le plantez. Și hai să vedem unde punem bone meal-ul. Mă gândesc să pun...
Da. Morcovi, pentru că nu prea am morcovi. Bun. Nu mai. Gata. Bun. Să mergem la minat. Să mi niște pietre. Mă gândesc să mă duc în peștera aia din munte. Dar n-am torțe. Cât lemn am așa să m-ar trebui să iau. Caz acum. Să am nevoie de bețe. Îl iau pe tot că nu strică niciodată puțin de lemn. Ce ar mai trebui eu să iau TNT? Nu. Toți ar trebui, dar înainte să prepare stoucăul. Cred că fac o torție. Păstrez măcar 15. Bun. Ne trebuie bețe. Am bețe să facem 64. Și mai trebuie să fac bețe. Bun, cred că atât ne ajunge. Și hai să mergem în mine, dar să nu mai alergăm. Și măcar mâna asta să avem carne. De vacă. Umăr. Ei, nu mai nu tot să duc. Mă duc direct. Tânăra mine e peștera, că m-am uitat la un munte. Și acolo am văzut o peșteră într-un munte și... Să vedem. Uite și un pocenoș. Unde era, mă, muntele ăla? Pe acolo? Știu că avea o peșteră în el. De așa. Hai, mă, unde ești, mă, munte, naiba? Trebuie să fii pe aici, că am chef să mă duc la... Uite, mă! Și nu uitați să lăsați un like la fiecare videoclip să vă și să vă abonați la canal și uite și un scheleton, pentru că de ce nu? Și uite. Ar fi bine să țin și lopata în mână. Ca dacă va trebui să iau pământ. Să urc acolo. De. Bun. Pământul. E mai bine spargă așa. Nu mai închid să mai spargă așa. Bun. Wow. Trebuie să fie o mină mare, la cât de mare e gaura asta. Nu, până acum pe bune man. Doar atâta e mina. Doar una de post. Asta nici măcar nu poate să fie multă mină. A, mă, pe bune. Acum. Mi-am pierdut timpul. Unde mă duc la aia? I-am luat-o, bun. Mamă, cum să fie atâta? Butena. Bun, altă mină. Nu găsim și noi. Bun, auci. Am o mină pe aici, n-avem și noi. Una mai roditoare, ca să zic așa. La care să ne dea mult, mult fier și găuri, desigur. Tăte, mă, spider de aici. N-avem noroc azi. Niciunul. Scuzați, dar sunt răcit. Că, pentru că, dă. Pii, mă, pii. Ei! O mină! Aleluia! Nu e o mină nici asta. E doar o groapă. Asta trebuie să fie, frate, o mină. Da, e o mină. Holy shit, cum cobor eu acolo? Bine, ia pe acolo, dar cum o să urc? Trebuie să fac o cărare. Să ajung și sus. Așa, așa. Așa pot să urc. Bun. Acum va trebui să iau mult pământ.
cam atât cu episodul de azi. Nu uitați să vă abonați și să lăsați un like la fiecare videoclip. O să vă țin în suspans, da, soarta. Bun, până data viitoare, toate cele bune. La revedere.